suflați constant 4-5 secunde. În momentul în care începe să suflați, veți auzi un piuit, vă opriți în momentul în care acel piuit încetează. Sau îți trage cu ochiul o culoare verde la bec, când se oprește, vă opriți. Da? Îl țin eu, vă rog, da? Vă rog, aia nu trebuie suflați. Ne oprim, scoateți mușchiul, vă rog. Poate ce-l aruncați, vă spălătorii. Rezervă, da? E ok, da? Nu e nicio problemă. Oamenii legii s-au aflat în cele mai circulate zone din municipiul Constanța, dar și în localitățile vecine. Acțiunea a fost una de amploare și în doar câteva ore sute de șoferi au fost verificați cu aparatul etilotest. Vom mai face lucru fără pauză 5 secunde, da? Fără să ne oprim. Continuitate să fie, da? Mai. Da, e în regulă. Puftiți, trageți, e al dumneavoastră, da? Documentele, da? Dacă unii șoferi pun siguranța înainte de toată și nu se urcă la volan în cazul în care au consumat alcool, mai există totuși și excepții. Hai să ne gata. Unii conducători auto sunt vizibil iritați de prezența polițiștilor pe șosele, dar există și alții care consideră necesare acțiunile periodice. Au încercat poate de data asta. Da, se pare că de două ori mai înainte colegii dăștilor și au dat aici. Acum e sigur, poți te duci să bei ceva, că nu te mai oprește nimeni. Păi i-a spus domnului, că zic încă nu, poate de acum înainte. Geții, așa, obicei, nu consum, nu consum alcool și nici nu... Nu v-ați speria când ați văzut poliția? Nu, bineînțeles, e rostul lor să stea. Credeți că sunt bune pentru prevenirea accidentelor rutiere? Bineînțeles, și ar trebui să facă mult mai des astfel de acțiuni. Verificările au avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool.